Proteste peste proteste au loc în orașul nostru. Sute de mehedințeni își strigă nemulțumirile față de guvern în ultimele 4 seri. Numărul acestora este într-o creștere continuă de la o zi la alta. Unii participanți au fost deja amendați zilele trecute, dar asta nu i-a oprit să continue protestul. Însă de această dată oamenii au fost pașnici. Libertate, te iubim! Ori învinge, ori murim! 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 În ambianța sonoră a vuvuzelelor, oamenii au scandat lozinci antiguvernamentale precum demisia. Protestatarii au renunțat la măști ca de fiecare dată, iar distanțarea socială nu a fost respectată. Aceștia s-au adunat seara trecută în fața prefecturii din Drobeta Turnu Severin, după care au mărșăluit pe străzile orașului până la miezul nopții. Luptăm! Luptăm și câștigăm! Luptăm! Luptăm! Luptăm și câștigăm! Luptăm! Luptăm! Luptăm și câștigăm! Țara a fost împânzită de astfel de manifestări. Principalul inamic al acestor proteste nocturne este secretarul de stat Raed Arafat. Oamenii nu mai sunt dispuși să stea în casă și să poarte măștile de protecție. Manifestanții s-au oprit seara trecută în fața stației de salvare din Drobeta Turnu Severin pentru a huidui cadrele medicale. Protestatarii strigă libertate și îi cheamă pe toți severinenii să iasă în stradă.